Bună dimineața, dragilor! Este ora 6:36, Sara s-a trezit și vrea să mănânce cereale cu lapte. Sper să și mănânce, pentru că ea nu mănâncă lăptic. Așa că, unicorn! Merg să pregătesc. Și două pisici aici care s-au trezit și ele, una și-a scut unghiile, una vrea apă. Deci da, așa începe dimineața la noi, așteaptă să rămân. Trebuie să dau și pastilă la pisică, dar întâi mă ocup de Sara și după de pisică îmi bate și lumina în cap, da, este minunat. Am pus laptele la microunde să încălzească și o să-i pun cerealele astea unicorn. Sper să și mănânce. I-am pus Sarei prosopelul ăsta și o las să mănânce aici. Și copii. Da, punem și la copii, da? O las să mănânce aici pentru că dimineața ea nu funcționează foarte bine și de obicei mănâncă iaurt. Dar sper să mănânce și cereale cu lapte. Sunt bune? Super! Știți că ea nu prea mănâncă lăptic, dar de când merge la copii începe să ceară și lapte. Cred că vede alți copii că mănâncă și vrea și ea. Am pregătit și hainele Sarei, cu asta o să îmbrac, nu mai filmez când o îmbrac pentru că nu are niciun rost. I-am pus aici un maieu cu mini, o bluză cu mini, șosețele cu mini și o pereche de pantaloni așa cu floricele. Unde te duci? Hai să spălăm dinții, princes! Haide! Și ochișorii! Care pastă vrei? Și care periuță? Hai, alege. Aia. Prin LOL? Și pasta? Nu. Care vrei? Prințes? Ok, da, avem periuțele astea două de dinți și pastă de dinți avem cu Frozen, cu LOL și patrula cățelușilor două. Și la măsele. Acum aș pune și parfum. Te ajută mama? Are parfumul ei cu mini. Stai. Hala. Bravo, prințes! Bravo! Gata și în sfârșit am plecat și noi la grădiniță. De această dată mergem cu bicicleta. Ce s-a întâmplat? Ha? Spuneam de mașină. Mașina stop. I-am pus și mânușilele astea să ne înghețe mâinile. Hai, prințes. Și bicicleta cu mini. Tot cu mini, numai pantalonașii noi avem cu mini. Azi, în rest, avem tot cu mini. Gata, am dus-o și pe Sara la grădiniță, după care m-am oprit puțin la Penny și am făcut câteva cumpărături. O să vă arăt și vouă imediat ce am cumpărat, n-am cumpărat foarte multe. Ignorați dezastrul din spatele meu, dar imediat urmează să fac și curat. Pentru că seara, de obicei, Sara este foarte, foarte obosită și o pun să doarmă și îmi zice tot timpul că nu vrea să audă zgomot și dacă mâncăm mai târziu, nu mai apuc să fac curat. În fine, haideți să vă arăt ce am cumpărat. Am luat o pâine dintre asta toast, super sandwich. E foarte bună pâinea asta și îi fac Sarei sandwich toast. Știți că ea micul dejun îmi fac eu de acasă. După care am luat o sticlă de lapte. Am zis că nu mai cumpăr lapte de la magazin, doar că îmi trebuia neapărat și n-am avut când să merg la fermă, pentru că trebuie să merg la 6. În fine, am luat
două pâini. Am luat un borcan de măsline. Astea sunt preferatele Sarei. În 3 zile maxim îl termin. După care am luat saș pentru gunoi. Am luat un crem frișe, o smântână, pentru că vreau să fac ciorbă de perișoare și mi-e place cu smântână. Am luat o ciocolată dintre asta. Asta îi place Sarei foarte mult și vrea clătite. Așa că am luat ciocolată. Pentru că eu aveam Nutella, dar îi place mai mult asta. Se simte mai tare gustul de alune. Am luat o supă dintre asta la plic. Eu când fac supa asta, nu fac doar plicul ăsta. Eu pun și cărniță și adaug plicul ăsta doar pentru gust. După care am luat un leber cheze. Sarei îi place foarte, foarte mult. Am luat clasic. Cam așa arată. Mie nu-mi place. Este ca un pateu. Doar că se taie felie mai groasă. Mie nu-mi place. După care am luat o papaya. Am luat doar una singură pentru că asta era cea mai coaptă. Am luat folie de aluminiu. Am luat niște ardei. Am luat dintre ăștia așa mici pentru că vreau să fac ardei umpluți. Aș fi vrut să iau roșii sau galben, dar nu avea așa mici, așa că am luat dintre ăștia verzi. Am luat legume pentru ciorbă. Eu iau astea bio, sunt, nu iau, mi se pare că au același gust cele bio și celelalte. Iau doar că are mai multe legume astea bio decât celelalte. Am luat un castravete. Am luat piept de pui. Carne tocată. Pentru ciorba de perișoare. Mai avem un congelator, doar că am uitat să scot. Și o pisică. Biscuiți, ăștia-s preferații Sarei, pun pentru grădiniță. Și un borcan de dulceață de căpșun, tot la fel pentru clătite. Și cam astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut. Și am plătit 38,06 cenți pe ce-am cumpărat aici. Da, acum mă pun să le pun pe la locul lor. Fac curat, iar după mă apuc să fac mâncare. Acum vreau să le dau un plic pisicilor și o să-i chem. Copii! Copii! Da, la mama! Ia uitați cum a venit. Da, le pun mâncărica și ne auzim după. Eu le pun așa doar cât un pliculeț pentru că ei cer toată ziua. Mănâncă, cred că 3 plicuri pe zi. Ar mânca mai multe dacă le-aș da și le pun în același castronel pentru că, mă vedeți, mai are unul acolo. Dacă le pun separat, tot amândoi se duce să mănânce și așa le pun la amândoi și trage așa cu lăbuța de la unul la altul. Urmează să schimb și letierul. Da, am venit să pun și eu niște haine la spălat și, bineînțeles, am aici o pisică însetată. De fiecare dată când vin la baie, el trebuie să bea apă de aici, iar când merg în baia cealaltă, este mâța care bea apă. După care o să termin eu de sortat hainele. Mai am aici pe mașina de spălat, o să le sortez și o să bag o mașină de colorate și o să le bag și pe cele albe, chiar dacă sunt puține. Dar asta este, cele albe trebuie să pun puțin clor pentru că sunt pătate de Sara de la grădiniță. Dar da, cam asta fac în momentul de față. Gata? Ai terminat? Gata? Super, mă bucur. Gata, am terminat cu sortatul hainelor. Cam astea sunt. Am câteva și albe aici, dar o să le bag și pe ele, chiar dacă sunt puține. Și astea par multe, dar sunt puține. Mașina are 9 kg și oricum sunt puține, dar o să le bag oricum. Nu o să stau spăl de mână. Și astea la fel le bag și cred că o să mai bag eu halatul meu ca să fie așa mai multe. Abia îi reîmprospătez mirosul. Da, el este tot timpul în compania mea când fac curățenie. Nu mă lasă, când plec de aici merge la bucătărie și tot așa. Da, pun la spălat, după mă apuc să curăț aici, pentru că
avem dezastru. Dimineața avem și covorașul de pe jos pe acolo, pentru că Sara și-a pus treapta să ajungă la ghivetă, o deranja covorașul. Da, un adevărat dezastru la noi dimineața. Da, va trebui să curăț și chestiunea asta de aici, pentru că văd că are reziduri așa de dero. Și pe aici văd că este destul de murdară. Eu nu am o lumină foarte bună în baie, așa că nu se vedea, dar acum cu blitzul de la telefon se vede tot. Da. Termin de spălat și după, la urmă, o să curăț și o să vă arăt poate într-un clip viitor cum curăț o mașină de spălat. Am adăugat și carnea, iar acum amestec bine, bine de tot să încorporez tot carnea cu legumele, iar după o să umplu ardei. Eu cam așa procedez și după cum vedeți amestec, amestec până o să se încorporeze totul foarte, foarte bine. Am pus ardei la fiert, eu am adăugat și câteva crăcuțe de cimbru, am pus apă cu puțin bulion, o să acopăr capac și o să las așa la foc mic. Am făcut 6 ardei pentru că sunt micuți. Acum am legumele tocate și mă apuc să fac ciorba de perișoare. Am pus legumele la călit, eu am pus morcov, am pus și morcov galben, ceapă, o bucățică de praz, țelină, posternac și mai trebuie eu să adaug ardei gras, am ardei gras roșu, dar nu o să-l pun la călit pentru că nu-mi place când se călește. O să-l pun după ce o să adaug apa, o să adaug și ardeiul și mai pun eu cartof, pentru că Sarei îi place foarte, foarte mult cartoful în ciorbă, așa că o să pun cartof. Între timp cât se călește astea, o să mă apuc să fac și perișoarele.
Eu la perișoare folosesc tot la fel, puțin morcov, ceapă, orez și sare. Și o să mai adaug eu un ou pentru a lega carnea. Cam așa arată. Și am pus și sare și orezul și acum o să amestec tot și mă apuc de făcut perișoarele. Gata, am terminat de făcut curat și la bucătărie. Am acolo gunoi care va trebui să îl duc. Când o să cobor să o iau pe Sara, o să duc și gunoi. Eu l-am spălat și pe jos. Urmează eu să usuc vasele de aici. Tocătorul ăsta mi-a rămas pătat. Am cumpărat niște carne condimentată și a rămas așa. Am pus și clor, dar tot nu s-a dus. În fine. Mâncărica este pe foc, am lăsat așa la foc mic și ardei și ciorba și numai bine până o să vină Răzvan și Sara acasă, o să fie și mâncarea gata. Am luat-o și pe Sara de la grădiniță și acum mănâncă. Mănâncă ciorbă de perișoare, deja am mâncat două perișoare, este la a treia. Eu le-am fac un pic mai mari. Le-am făcut, de fapt, puțin mai mari pentru că am folosit... Mama! Da. Am folosit toată carnea. Da, am folosit toată carnea și îmi rămânea foarte puțină ca să o congelez, așa că am preferat să fac perișoarele mai mari. Și da, Sara este la a treia, pentru că atunci când vine de la grădiniță, îi este foarte, foarte foame și tot timpul trebuie să am mâncare făcută pentru ea. Așa-i? Uh-huh. Bravo, foarte frumos! Da, o avem pe Sara acolo care face baie. Țin mâna așa pentru că, da, nu este ok să se vadă. Și se joacă acolo cu jucăriile, i-am spălat și părul. Urmează să o scos, să o usuc. Gata și băița. Ți-a plăcut la băiță? Uh-huh. Facem și mâine? Uh-huh. Scoate mânuța din guriță, că e rușine. Urâtă. Urâtă. Urâtă, mititică. Mâine mergi la copii? Uh-huh. Da. Acum am terminat de făcut baie. Îi usuc părul și o să ne punem în pat. Pentru că ea merge la, la grădiniță. Și mâine... și mâine. De obicei, da, se trezește în jur de ora 6, 6 jumătate. Și de dormit la 8, 8 jumătate deja doarme. Sara, nu-i frumos? Sara, nu se face, mama. Gata, dragilor, am ajuns și la finalul clipului. De fapt, aseară am uitat să fac încheierea clipului, așa că o să fac astăzi. Astăzi este a doua zi. Da, și vreau să fac o încheiere a clipului. Și nu uitați, dacă v-a plăcut acest filmuleț, să ne dați un like și să vă abonați, dacă nu ați făcut-o până acum. Așa că eu vă pup, vă îmbrățișez și ne auzim în următorul filmuleț. Pa, pa!